Salutare tuturor și bine ați venit la o nouă prezentare a unui model Dacia Duster 3. Am în spate motorizarea Full Hybrid 140 și nivelul de echipare Journey. Lucrurile care sunt identice la mașină, indiferent de nivelul de echipare sau de motorizare, le voi trece cu vederea și astăzi o să vă prezint numai lucrurile diferite la acest model și sper că voi puncta tot ce este mai important. Să-i dăm drum. Primul lucru pe care o să îl observați la variantele 4x2 este faptul că bara față are un design diferit. Astfel, la aceste modele nu avem un unghi de atac atât de bun ca la variantele 4x4, motiv pentru care, în afară de faptul că sunt numai cu tracțiune față, vor fi un pic limitate din acest punct de vedere. Ca și pe cealaltă mașină prezentată, roțile sunt pe dimensiunea de 18 inci. La exterior nu diferă nimic în afară de capacele oglinzilor. Pe primul nivel de echipare ele sunt negre, al doilea și acesta, care este Journey, sunt gri și pe extrem știți bine că ele au o culoare maro. Avem și barele de plafon care nu sunt modulabile, sunt vopsite într-o culoare neagră pe toate cele trei niveluri de echipare. Mai puțin extrem. Cam așa arată și identitatea vizuală pentru toate mașinile de test drive de la dealer. Mie îmi place foarte mult. E posibil să fac una asemănătoare pentru canalul meu, dar o să văd. În spate nu avem nicio diferență între variantele 4x2 și 4x4, numai că aici avem Duster hibrid la 4x4. Duster scrie în partea stângă și undeva în zona asta este acțipildul cu 4x4. Trebuie să știți că portbagajul are volume diferite în funcție de nivel de echipare, în funcție de motorizare, dacă mașina este 4x2 sau 4x4 și dacă vine cu sau fără roată de rezervă. Pe modelul hibrid avem o podea falsă, ceva spațiu sub podeaua falsă și podeaua este realizată din două bucăți. Se mai poate pune așa ca la Nissan Qashqai, deci un plus la capitolul practicabilitate. În clipul anterior vă spuneam că pe nivelul de echipare Journey nu avem prinderile U-Clip în portbagaj. Se pare că m-am înșelat și nu pot decât să mă bucur, pentru că dacă voi ajunge să dorm în mașină, cred că aceste îmi vor prinde foarte bine. Bineînțeles și dacă pun și ceva accesorii. Aștept să văd ce accesorii aftermarket vor apărea pentru aceste prinderi. Și în rest, la portbagaj nu este absolut nicio chestie diferită. Nu avem roată de rezervă, deci aici nu avem clicul pentru roata de rezervă și avem un pic de spațiu. La interior, cam același spațiu. Portierele sunt identice ca pe varianta Extreme. Avem alt tip de tapiserie cu denim albastru în zona aceasta și aici este toată neagră. Pare să fie un material mai calitativ decât vechea tapiserie de pe ultimul model Duster, cel puțin în zona asta. Da? Aici avem același material ca și până acum. Tetierele au rămas la fel, același material. Aici putem pune un suport pentru tabletă, un suport U-Clip. Se poate achiziționa separat. Mai avem suport U-Clip și pe spatele consolei centrale. Nici o diferență aici între Extreme și Journey. Interiorul este destul de întunecat și astfel avem impresia că spațiul este puțin mai restrâns. Covorașele care nu sunt practice absolut deloc, nu înțeleg de ce nu le-au făcut măcar până în zona asta. Cu siguranță că o să caut altele. În partea din față, butoanele pentru oglinzi, pentru portiere și spațiul de depozitare, designul albastru pe mânere și în zona aceasta, la fel și aici. Aici pare că ceva s-a desprins, nu a fost lipit bine. Acum știm că este un acțipild lipit deasupra plasticului. Dar înainte să vorbim despre interior și acele diferențe, haideți să vă arăt o chestie nouă pe Dacia Duster.
incredibil, avem geamuri care se ridică sau coboară automat. Am așteptat de mult această dotare și e binevenită. Haideți acum să vorbim de principalele elemente diferite pe varianta full hybrid comparativ cu varianta manuală sau varianta 4x4. Avem buton eco, acesta lipsește de la varianta 4x4 și în loc acolo avem butonul de dezactivare a sistemului de control al stabilității. Butonul pentru faruri a rămas neschimbat și aici în loc de start-stop avem e-save. Pornim motorul, cu motorul pornit animațiile sunt aproximativ aceleași, nu avem turometru, ci avem doar charge, eco sau power și pozițiile cutiei de viteze. Am impresia că ele dispar, da. În momentul în care pornim la drum, aceste poziții dispar, rămâne doar poziția selectată. Un lucru care nu îmi place și poate nu știu eu sau există o setare, toate dotările de asistență la conducere, de fiecare dată când pornim mașina, trebuie să apăsăm de două ori acest buton pentru a selecta My Safety Perso. Implicit, când pornim mașina, toate sunt activate. Deci ca să le alegem doar pe cele care ne interesează sau, mă rog, pe care le folosim, noi trebuie să apăsăm de două ori acest buton și este cumva enervant. Am mai observat că avem asistent pentru faza lungă. Sper să fie și pe varianta extreme acest asistent pentru faza lungă. Și mai o diferență aici, nu mai avem schimbătorul acesta mare, ci selectorul cutie de viteze cu 4 poziții, return neutru, drive și brake sau poziția park. Pe acest selector nu se aprinde, chiar dacă dăm în return, nu se aprinde litera R sau N sau astea. În schimb, le avem aici pe ecran. În rest avem aceleași meniuri în partea dreaptă. Nu am observat nicio diferență la acest capitol. Același tip de afișaj pentru instrumentarul de bord. Aceleași butoane pentru pilotul automat. În locul selectorului pentru modurile de condus avem un spațiu foarte mic. Din păcate, nici măcar o cameră de acțiune nu încape aici. Dar asta e, nu e problemă. Putem pune, nu știu, știu eu, niște bani mărunți. Și cam atât și despre principalele diferențe de la interior. Culmea e că pe acest nivel de echipare sau poate doar pe acest model nu avem sistem Media Nav Live. Deci pentru navigare trebuie să ne conectăm la un dispozitiv mobil. Însă dacă ne uităm în configuratorul Dacia, pentru nivelul de echipare Journey avem Media Nav Live inclus. Și altă chestie foarte, foarte proastă, zic eu, acum nu știu cât de mare ajutor ar fi fost la off-road, sistemul de camere din oglinzi, din față și din spate, funcționează numai până la viteza de 10 km la oră. Și ați văzut și voi că îți trebuie cel puțin 16 km la oră ca să ajungi la 2300 de rotații pe minut. Deci această dotare este aproximativ nulă pentru cei care vor să facă off-road și să se folosească de camerele din oglinzi. Știu sigur că pe vechiul meu Duster aceste camere funcționau până la viteza de 30 de km la oră. Ei bine, acum, din nu știu ce motiv, le-au redus până la 10 km la oră, care este o viteză mult prea mică pentru a putea fi folosite la off-road. Aici mai avem suportul pentru telefon, același, nicio schimbare. Mai avem uClip și în partea asta, da? Și pe modelul acesta nu avem ajustare pe înălțime pentru scaunul pasagerului. Haideți acum să vedeți și motorul. Aceeași setare ca la Dacia Jogger, în momentul în care deschidem capota, pornește motorul termic.
Din punctul meu de vedere, aceasta este pe departe cea mai bună motorizare pe care o puteți alege pe Dacia Duster. Am condus motorizarea 1.2 TCE 4x4 și comparativ cu aceea de 130 de cai putere, asta pare să aibă mult mai mulți, aș putea zice chiar 150-160. Bineînțeles și cutia automată ajută foarte mult. Aici la compartimentul motor e aceeași poveste, în zona asta nu avem absolut niciun panou sau ceva care să acopere efectiv aripa sau partea interioară a aripii. Deci motor în 4 cilindri, 140 de cai putere cu tot cu sistemul full hybrid. Dacă vreți să vedeți ce consum am obținut în weekend, urmăriți canalul Darex Auto pentru că voi posta acolo un test de consum. Am fost cu mașina și la off-road, s-a descurcat bine, zic eu. O altă problemă care, un alt lucru care mie mi se pare ciudat, este că nu avem pe acest model 4x2, nu avem sistemul extended grip, ceea ce îl face destul de greoi la off-road. Cu prima ocazie când mă urc la volanul unui Duster Extreme cu motorizarea full hybrid, voi verifica dacă vine cu sistemul extended grip. În mod normal ar trebui să vină, cam atât cu prezentarea. Mâine duc mașina înapoi la colegii mei de la Darex Auto și facem și un test drive, dar de data asta pun camera pe cap și o să prind o cameră și în spatele volanului pentru a vedea mai bine ce se întâmplă cu mașina când activăm pilotul automat. Este o chestie care nu-mi place acolo și despre care o să vorbim. Poate facem și un test să vedem cât de repede ajunge de la 0 la 100 de km la oră și vorbim mai multe în următorul clip. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru susținere. Răspund la fiecare comentariu în parte și vorbim mai multe acolo. Vă mulțumesc pentru atenție, iar până data viitoare vă doresc drumuri bune. Pe curând!